Alerta la 112 a fost dată în toiul nopții de sâmbătă. Flăcările de câțiva metri au mistuit rapid acoperișul terasei. Oamenii s-au speriat și au chemat imediat pompierii. Doamne, când ești afară să aprinde o țigare, a văzut că este fum. Anunța la 112, intrai înăuntru, s-a anunț pe Alin, prietenul meu, vezi că l-o foc, și când ești ardea cu dita mai. Atât. Erau flăcări mari? Mari, mari de tot. Noi dormeam, domne, și venire peste, peste poartă cu țărire și bătură la ușă și când venire nu era focul aici până sus. Flăcări mari? Poftiți? Flăcări mari? Da, era până la acoperiș. Și părsărăm aceea la prăpăditul ăsta din spate, că ăsta, el a dat foc pe acela niște bidoane de plastic, din aia, are un... acolo o groapă și zice că a dat foc acolo în groapă. Și zice că nu de la el. Dar trebuie urmărit să vadă cum a, dacă focul a venit până a ajuns aici, dacă e de la el. Dacă nu e, n-aș vrea să vorbesc niște păcate. Vă uzărăm și noi că e... Noi dormeam și a venit pompierii și ne-a... A venit cineva și a bătut la poartă, pe urmă a venit, a bătut la geam. N-am știu ce e. Când am ieșit, erau mașinile aceea, nu știam nimic, puteam să ardem aici. Pompierii au ajuns în scurt timp la fața locului, însă zeci de metri pătrați din acoperiș erau deja scrum. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu la o casă de locuit, cu pericol de propagare la vecinătăți. La fața locului a ajuns incendiul ardea cu violență la acoperișul casei, chiar cu propagare spre vecinătăți. Intervenția promptă a făcut ca acesta să nu se extindă și să fie localizat și lichidat în timp util. Terasa și magazinul îi aparțin Mădălinei Berbecel, partenera lui Marin Condescu în multe afaceri. Anchetatorii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.